Salut, prieteni, și bine ați revenit la seria în care preiau cariere de jucători și facem lucruri total inedite. Am început cu Haaland la Dinamo București, care a fost un experiment cu totul la parte. Iar de data asta o să schimbăm lucrurile. Un român va ajunge la o echipă mare, și anume Constantin Budescu, mingicaro, zeul mingii, dar din păcate cu sarmalele care l-au tras în jos. Însă Pep Guardiola vede în el un talent și l-a duce la Manchester City. Oare ce se va întâmpla? Vom afla în acest video. Jucăm ca manager real și îl selectăm pe Pep Guardiola. O să jucăm fix la Manchester City și astfel vom avea controlul asupra ceea ce va semna echipa lui City și putem să facem transferul mult dorit al lui Budescu. O să avem exact grupă cum s-a întâmplat și în realitate în primul sezon și o să vedem ce se poate întâmpla. Iată-ne aici și la emisiuni. Pep Guardiola spune că a descoperit, de fapt, talentul de care avea nevoie în toți acești ani. Jucătorul care să ne ducă spre marea glorie. Și dacă vă place această serie, hai cu un like acolo, să face cât mai multe. Am văzut că v-a plăcut foarte mult ediția cu Haaland. Urmează multe altele. 34 de ani are Budescu, în ultimul an de contract la Farul Constanța, că un an și are, că așa se face. Și o să-l ofertăm. O să încercăm să-l dăm la schimb pe De Bruyne. Cred că se poate face asta. Ne întâlnim cu Gică Hagi, care nu are cum să nu-l cedeze pe Budescu. Nu-i vine să creadă că se întâlnește chiar cu Pep la Manchester. Ce momente. Și o să facem un player swap De Bruyne cu Budescu. De Bruyne la Faru. Nu, îl vrea pe Scott Carson. Bă, nu cred așa ceva. Știi ceva? Hagi are nevoie mai mult de acest portar și o să acceptăm. Ok, Gică spune, n-am nevoie de De Bruyne, eu am 5 de cari, avem 6 de cari, n-avem nevoie de jucători din ăștia. Nouă ne trebuie un portar la echipă, că n-are cine să mai apere. Costică Budescu, hai să negociem cu el. Pep Guardiola îi va garanta locul de titular incontestabil și vine cu agentul său. E vărul mai mic al lui Budescu, care vrea să fie sporadic. Nu, vreau să fii crucial, Budescu, vrea să fie sporadic. Vedeți, n-are pretenții Constantin Budescu, el vrea doar să fie la City și vrea contract pe un an, dar trebuie să-i dă pe cât mai mulți ani, nu trebuie să se retragă așa direct. Trebuie să facă ceva mare de tot la Manchester. Vrea și un salariu pe care o să-l oferim. E mai mult decât fericit. Este un moment unic pentru Budi. Haide, Budi, acum trebuie să lase sărbăluțele alea, grătărelele. Trebuie să se țină de antrenamente pentru că joacă Premier League și trebuie să facă față. Și uite cum vine Budescu la baza lui Manchester City. Nici nu știe cu ce se întâlnească. Primit bine. Da, mă, da. Uite, vine Pep Guardiola pe telefoane. Îl sună toată presa, nu înțelege nimeni ce se întâmplă cu acest transfer. Agentul lui De Bruyne furios, cum adică să-l scoată pe De Bruyne pentru un român. La testele fizice cam rău, uite, abia se ține. E cam complicat, dar nu contează. Numărul 7, mă. Doamne, incredibil. Super. Pep e mai mult decât fericit. Cum zâmbea. Absolut stelar. A plecat Carson și avem F pentru transferul ăsta, cred și eu. De Bruyne poate juca și cam un post pe care o să-l avem. Și pentru asta o să îl dăm afară. Ca să fii sigur că nu joacă. La fel e cazul lui Julian Alvarez, pe care o să-l dăm afară ca să joace cu siguranță Budescu. Și noi vom face aici niște permutări corecte. Uite, deja sunt făcute cum trebuie. Budescu, Rodri și Bernardo Silva este stelar. Haaland, Grealish, Foden. Sau poate va juca Doku pe partea dreaptă, cine știe. Walker, Diaz, Ake și mai este Guardiol. Iar Budescu cu 41 pace, dar totuși 75 passing are pe verde acolo, 4 cu 4 stele, n-alargă foarte mult, are cam multe kilograme, dar cu siguranță, cu deadball, flair, trivela, are toate traiturile. Este o legendă, abia aștept să-l văd ce știe, o să-l putem și urmări chiar, pentru că putem să intrăm în meci fără să controlăm jucătorii. Și o să-l punem și la antrenamente, poate îl creștem, cine știe. Uite, o să-l facem un pasator cât de bun se poate. Advanced Playmaker. Să-i crească weak foot-ul, oricum este un jucător care știe foarte bine ce are de făcut. Și uite-l pe Budescu cu Pep Guardiola, numărul 7. Minunat. Hai să-i vide pe De Bruyne și pe Alvarez. Alvarez deja primește ofertă de la West Ham.
unde îl cedăm direct, că n-avem nevoie de bani. Trebuie să dăm competitorii lui Budescu să nu cumva să nu joace la simulări, că ar fi stupid, Alvarez e pe făraș. Va bubui la ăsta, m-am făcut-o nefăcută. Nu e bine deloc, dar nu contează. Haide să-l dăm și pe De Bruyne, care e ofertat de Liverpool. Doamne, ok. De Bruyne la Liverpool. Știi ceva, decât să-l dau la Liverpool, mai bine De Bruyne iese din fotbal. Hai să-i distrugem cariera acestui super fotbalist și să lăsăm liber de contract, că nu o să semneze cu nimeni, că e glicit jocul. Decât la Liverpool, unde ar fi groasă, mai bine așa. Budescu, Silva, Rodri. E fenomenal. Uite, e Community Shield debutul lui Budescu. Trebuie să câștigăm toate trofeele. Asta e beleaua la City. Pep, dacă nu reușește, va fi dat afară. Nu că ar fi ciudat, totuși, să fie dat afară de la City Pep Guardiola. Să sperăm că va reuși să câștige tot felul. O să ne bazăm că o face. Trimitem și scouterul să mai găsească niște români, pentru că s-a îndrăgostit de România Pep Guardiola. Să găsească jucătorii români, să-i fure lui Hagi din Academie. Iar acum este City-Arsenal. O să fie un meci deosebit. Arsenal cu aceiași jucători, n-au adus pe nimeni, doar pe Acuña. L-au adus pe Acuña totuși. De echipă ușor schimbată. Și uite, Budescu acolo, suntem gata de treabă și ne băgăm pe Tactical View. O să urmărim meciul de pe Wembley. Este debut pentru Budescu în fotbalul mare, unde trebuia să ajungă, dar n-a fost să fie în sfârșit. Cu număr greu, numărul 7. Nu știu dacă o să-l vedem în imagini. Momentan Haaland, Foden, dar nu-l arată, pentru că sunt niște hoți. Și în loc să arate jucătorii cu adevărat importanți, l-arată pe Phil Foden. Și uite-l pe Pep Guardiola, gata de treabă. Începe meciul și Mijei Drill la Budescu, care pasează frumos, n-are niciun stres. Grealish. Este Grealish. Manchester City marchează. Cum să nu? Deschidere de scor. Vine și Budescu să se bucure cu noi colegi. E delir. Like, mă, subscribe acolo. El oricum era pe la punctul cu var acolo, poate sărea la el, aștepta la ciupeală. Dar vreau un lucru să fac. Rolurile, bă. A, Budescu deja bate corner. Genial. O să bată, iau-te, are 75 frică că curiosity, nu e rău deloc. Oh, Jesus, nu, 1-1. Nebunie de meci. E din nou egalitate. Va fi o competiție mare. Dar vreau și eu niște mici lungi, iau-te, acum. S-a pus pe treabă. Bă, se descurcă. Mie mi se pare până acum, fără de greșeală, nici n-a riscat prea mult. Budescu. Rodri. Tiki-taka lui Pep Guardiola. Bernardo Silva, Haaland, Erling, apără Ramsdale și bate Budescu cornerul. Hai să vedem cum centrează. Toți fanii lui City în spatele său. Bate bine la Bernardo. Încă 100% la pase. Uite că a recuperat. Bă, e zeu pe teren. Uite-l, Budescu. Hai, Budi. Budi acolo izolat puțin, dar le gestionează minunat. Norvegianu. Hai, mă, a pierdut-o. Nu vine să cred că a recuperat Ibrahim Becker. Budescu! Oh, primul lui șut la City. Minutul 35. E super implicat. Budescu. Eu lasă lui Bernardo Silva. Din nou Budi, ce pasă dă! Phil Foden! Hai, Foden! Foden protejează acolo. Erling, e gol, mă! Ce fază! Fază, unde a contribuit și românul nostru? Băi, chiar se înțelege cu ei. Nu pot să cred așa ceva. Ia uite-l că, jucând cu băieții grei, îi merge bine de tot. Mamă, câte camere sunt. Poți să te uiți de sus, de pe stadion. Budescu cu toate pasele corecte. Deci n-am văzut așa ceva. Uite-l cum pleacă pe culoare acolo. Primește. Dă călcâi. Doamne, e spectacol. Budescu cu stângul. Apără Ramsdale. Era gata să înscrie. Încă s-ar putea. Grealish o face el. 3-1. Nebunie totală.
Un meci minunat pe care l-a făcut Manchester City. Deci uitându-ne la statistică, are 8.1 cu 100% acuratețea paselor. 18 pase din 18, 15 driblinguri, 100% succes la driblinguri. Doamne, incredibil. Am câștigat Supercupa. De, n-ai cum, a fost tare de tot, mi-a plăcut mult de tot. Mai departe vom simula sezonul ăsta. Și să sperăm că va continua tot așa. A fost legendar în acest meci. Să sperăm că va continua să joace. O să simulăm, o să intrăm eventual dacă suntem în finala Champions League în 2024. Mergem până pe 20 mai. Și uite, e și Supercupa Europei cu Sevilla. O câștigăm și pe aia, la penaltiuri. Deci băieții deja au luat două trofee, ambele supercupe. Trent s-a dus la PSG. Nu se poate, ce transfer. Rodrigo la Liverpool de la Real Madrid. S-a dat lovitura. Brazilianul vine în Premier League. În campionat nu ne merge perfect. Dar Champions League a bătut tot. Dacă va câștiga Pep cu Budescu toate trofeele. Campionatul poate e mai greu, dar sigur se încurcă și altele. Suntem în finala Carabao. Suntem cu Royal în Champions League. Trecem 100%. Cu Newcastle e finala Carabao Cup. Și am mai câștigat un trofeu, 3 din 3 până acum. Poate va fi fatal acest transfer lui Pep Guardiola, vom afla. Avem cu Bayern, nu? E greu cu Bayern München. 3-1, nu contează pentru City. E prea bună echipa. Dar batem aproape tot. Am trecut mai departe. Inter Milano și dacă trecem, suntem în finala Champions League. 2-2 la limita acasă. Hai mă. Da mă, 4-2, suntem în finala mai fac Champions League. Va juca Budescu finala de Champions League, abia aștept. Am luat oare campionatul? Am luat și campionatul. Doamne, să ai nota asta luând toate trofeele, este doar aici posibil. 91 de puncte, Manchester City a luat tot. Ar câștiga pe tot, toate trofeele puse în joc. Budescu are 63, e mort. A jucat tot sezonul, nu mai poate, săracul. Nu mai poate, deci e terminat. A dat goluri, asta vreau să văd. Sunteți pregătiți să aflați. Stați că ne ducem după meciuri. Budescu 4-7 de meciuri, un gol la Manchester City. A dat un gol în FA Cup. În rest niciun assist, niciun gol. Premier League nota 6, nu i-a mers foarte bine. Deci în Community Shield a avut 8 și după aia teroarea. Dar a scăzut, mamă, monumental. A scăzut cu 5 puncte. Și totuși o să-i dăm un contract. O să rămână până la finalul carierei. O să vedem cât duce Budescu. O să negocieze Pep cu el acum prelungirea. Crucial la echipă, nu mai vrea, nu mai poate. Vă mă sporadic. Nu vrea să extindă. Uite că o să extindă pe încă un an. Și dăm 20.000. Și mai vrea și bonusuri. Gata. Da, mă deprind toate obiectivele. Mai puțin asta cu meciuri la rând fără gol primit. Bun, deplasare. Hai că n-au pretenții. Este finala UCL City Dortmund. Borussia Dortmund cu Sancho, Fulkrug, Williams. Nu știu cum a ajuns Dortmund în finala UCL. Vor juca toți băieții și Foden, chiar dacă e mai obosit, o să joace. Oare facem treabă? Finala e în Anglia. Și ar trebui ca Manchester City să fie echipa superioară. Budescu într-o finală de UEFA Champions League. Cine ar fi zis? Pep Guardiola însă a avut revelația. A visat-o pe asta. Și ce bine că a făcut-o, pentru că a avut maxim de succes. A fi dat el un gol, dar a lăsat loc pentru alții. Iar Haaland a marcat cât n-o fac unii toată cariera. Pep Guardiola așteaptă cu minte startul partidei și este mingea pornită de City. Deci cine are nevoie de De Bruyne? Avem și noi românii noștri mingicari care pot să facă atâtea cu Man City. Albaștrii gata de trofeul UCL. Poate va câștiga Dortmundul într-un final acest trofeu, o competiție aprigă pentru Champions League și totuși atât de departe este Borussia Dortmund. Budescu e atât de exact cum merg pasele. Guardiol, Bernardo apără Kobel. Haide mă. Oh, Juli Brandt, mamă, ce gol înscrie. Ok. Primim primul gol. Nu ne mișcăm chiar cum ne-am dori. Hai Erling. Bernardo, frumos. Dacă City pe atac. Când în urmă e Budescu, nu mai alergă ca pe timpuri. Am bătrânit și el. Dar stă în careu acolo.
Aproape că primea sau împotrivit Sule. Hai Docu, proaspăt intra Docu. La pomană acolo. La ce-o fi pentru Budescu, e gol, mă. Haaland descrie. Mingea trimisă de Budescu spre Haaland, ok. A fost o mingea trimisă la nimeni reală de Jeremy Docu. Dar cu toate astea, a făcut ceva Budi și uite. Se bucură alături de Erling. Sunt cei doi jucători care au jucat atât de bine împreună. Duo-ul de aur. Uite cum o deviază, mă, spre el. Asist. Asist în toată regula într-o finală de Champions League. Minunăție, pentru 69. Aș nebuni să câștige Budescu toate trofeele cu Manchester City. Cât de tare e asta. Mi se pare altceva. Mai este timp, am putea. Ar putea fi 2-1. Oh, bine, hai că au scăpat jucătorii lui City. A fost greu atac, Dortmund periculos. Ederson a fost foarte prezent. Haller intră, vârf de careu. Oh, bine, Juli pronto a făcut un mega match. A încercat rău de tot. A dat și un gol, dar câte să facă. Budescu, oh, din prima frumos. Nu stă pe gânduri, nu mai pase din prima, excelent. Hai mă, hai Bernardo, bate-te. Bernardo forțează, dar nu-l ajută nici Docu, nici Erling. Minutul 90, poate dramatic, dar mingea dată în spate. Trebuie prelungiri. Minutul 116, finalul de meci. Oare mergem la penaltiuri? Apare, pentru că Walker din nou aruncă o minge spre niciun alt coechipier. Greșește și Dortmund. Hai că au început să apară greșelile. Minutul 119, dramatic. Hai băi, că puteți. Ache, Rodri. E Bernardo, este ultima fază a partidei. Rodri nu poate să facă mai multe penaltiuri, va fi dramă totală. Uite antrenorii cu jucătorii acolo, pregătiți de momentul ăsta mare. Haaland dă primul și apără Kobel, mă, ce se întâmplă? Haller, e gol, of, nu e bună. Bernardo Silva, hai Bernardo, gol de data asta. Mamă, dar avem mai multe camere, stați că n-am schimbat camerele la Iurea, ok, am luat gol. Ăsta e Budescu, hai Budescu, dă-le gol. Budescu, bineînțeles că dă gol din penalti, n-avea cum să dezamăgească chiar el. Nu e ca norvegianul nostru și aproape că apăra Ederson. Hai mă, cred că se poate. Rodri bate foarte bine penaltiurile, nicio șansă, un șut în forță. Williams, poate rata, haide, trebuie să o facă, nu e gol, Ederson stă pe centrul părții. Din păcate, stăm în postura asta, Walker trebuie să scrie neapărat, o face, trebuie să apere Ederson. Hai apere Ederson, e concentrat, Mats Hummels, oh, cât experiență. Hummels, căriță, toate bă, Doamne, pierde în finala Champions League. Dar atenție, Budescu a dat gol din penaltiul său, a ratat fix Erling Haaland, golgetterul nostru. Asta e, mai și pierzi. Păcat, mă. Dar îmi place că l-a pus pe Budescu al treilea. Fenomen. Nu știu cât o fi scăzut nota. Să sperăm că nu o să fie pe dat afară. Să mai vedem ce se întâmplă. Este bucuria totuși acelor de la Manchester City, care au câștigat multe trofee în sezonul ăsta. Sunt toate acolo, uite. Cele două cupe și campionatul. O paradă fenomenală. Ar fi fost și trofeul Champions League. Dar șansa a fost de partea lui Borussia Dortmund. După primul sezon, Budescu are minus 4 și a jucat 48 de meciuri cât a jucat și Grealish. Doar că mult mai multe contribuții Grealish. Cumva niciun meci în care a jucat Budescu n-a fost unul fără gol primit. A dovadă că nu prea face fazele, dar nici nu poate, are o vârstă. O să continuăm cu el și sezonul următor și o să vedem dacă mai rezistă la nivelul ridicat la care joacă Man City. Și cumva e campionatul european, dar Budi n-a fost convocat la echipa națională, dita mai fotbalistului Man City. Haide, Edi, trebuia să fie titanul echipei naționale. A venit Kuto înapoi la City de la Girona. Rupe. Iar pe cam sunt Robertson și Machetti, care sunt peste Budescu în acest moment doar 63. O să îi facem loc și o să îi dăm afară pe amândoi. Nu contează. Joacă românul nostru favoritului, Pep Guardiola. Putem are să ne în contract, nu mai putem. Nu știu la development dacă putem să facem ceva. I-a scăzut și passing-ul, 28 pace. Ok, e puțin dezastru.
Măcar să-i dăm work rate mai bun pe atac, să se implice mai mult, nu știu. Va scădea, a dat un singur gol oricum la City, dar ne-a mers bine. Erling a rupt, măcar atât. Treaba e că avem 637 de milioane de euro în conturi, doar câți bani are City. De Bruyne însă nu-și mai găsește echipă după ce a fost trimis în exil. Nu o să luăm pe nimeni, o să continuăm așa și o să vedem ce putem face sezonul ăsta. Dacă i-ar luăm atâtea trofee, e ceva acolo. Dar stai așa, sunt supărați cei de la City pe noi, poate trebuie să facem ceva. Matistel merge la Real Madrid. E un talent mare de tot, ar fi un transfer bombă pentru Real Madrid cumva. Au obiective pe aici pe care nu le putem atinge. Mă gândesc că Pep poate să fie dat afară. Am putea cumpăra jucători, dar cumva noi voiam să vedem ce face Budescu. Hai să vedem dacă scade sau nu ratingul. Uite, crește, ok. S-ar putea să rămână Pep totuși la câte câștigă. Luăm oare Supercupa Angliei. Nu, ne-a scos Tottenham. Iar la penalti, avem o problemă acolo. Nunez la Real Madrid, ați văzut? Cu Matistel, Galacticii, Jude Valverde. Wow, Real Madrid va fi o contracandidată serioasă la Champions League. Budescu 60, sărac cu 25 pace. Passing-ul sub 70. Oh, nu. Da, din păcate nu prea crește. Haaland cu Foden o fac. O să aducem doi jucători de la Leverkusen. Frimpong cu Grimaldo. Ia pe lateralele. Să-și facă viața. Da, băieții acceptă. Să avem și noi laterale. De la Xabi Alonso a luat pe jucătorii. A acceptat și Frimpong contract. Fără probleme, aveam nevoie pe posturile alea că nu aveam fotbalist, sunt jucători pe care City ar putea să ia. M-am picat dur în Champions League, cu Real Madrid în optim, cu Galactici, 0-0. Nu există așa ceva. Pierde și cupa, cred că tot la penaltiuri, a fost 1-1 aparent. Numai la penaltiuri pierdem toate aceste finale. Hai, cu Realul acasă. Da, ne-a scos Realul. Nu cred că a jucat Frimpong. Cred că n-au jucat pentru că-s wingbacks. Trebuia să-i facem fundași laterali. Suntem aproape de demitere. Mai o finală cu West Ham, foarte important match. Și ne-a bătut și West Ham, dar e nasol. Budi are 59. Nu știu dacă mai rezistăm. Din păcate, Budescu n-a mai jucat în anul 2. Doar 25 de meciuri. Are totuși două pase de gol. Una în FA Cup și una în Premier League. Putem să negociem un contract cu el, dar omul rămâne. Cât îi dai, el stă. Ce tare. Pep nu poate să renunțe. Are o obsesie pentru Constantin Budescu. Budescu care va juca cât vrem noi. Pentru 20.000 de euro pe săptămână. În niciun caz nu va pleca de la această echipă. O să-i mai dăm o dată. Deci are 36 de ani. O să vezi că omul prinde și 42 de ani dacă putem să stăm aici la infinit. 85 de puncte, iarăși am rupt în Anglia. Sunt convins că Realul câștigă UEFA Champions League. Ba nu, e Juve Milan. De unde până unde italienii sunt în finală? Cum e posibil? Juventus câștigă UEFA Champions League. Ah, Juventus a bătut-o pe Real Madrid. Putea fi Real Barcelona finala UEFA Champions League. Real a scos-o și pe Liverpool, a scos-o și pe City. A avut un traseu cam greu, ce-i drept. Dar da, Juventus. Ne-a furat Arsenal jucătorul. Rămânea liber băiatul de la Girona. A player for the history books. Este Budescu în acest moment. A ajuns la acel statut colosal. Clar, numărul 7 de la Man City. Va fi al treilea an cu Budescu la City. Omul care l-a locuit pe De Bruyne la această echipă. Ne-am descurcat, e campion în Anglia 2 ani la rând, a jucat ceva meciuri, a și contribuit, dar nu, ne dau afară pe Guardiola de mis. Bă, o să încercăm să revenim, nu știu dacă se poate, o să încercăm în iarnă să revenim, că se mai întâmplă de-astea. Dacă nu se cap termină aici drumul nostru, Pep, până la urmă a fost dat afară cu obsesia lui. Nu ne mai vrea City și ca să vă dați seama, fără Pep au terminat pe locul 4, jos rău de tot. Iar în Champions League a luat PSG Champions League-ul, finala cu Leverkusen. Trecut Leverkusen de Real la penalti 7-6. Da, așa se soluționează experimentul nostru. Din păcate competiția prea mare la Manchester City și prea mare așteptările. Cert e că Budescu a rămas titularul lui City.
chiar și la 52 și o să și cheie cariera acolo, dar a ajuns foarte jos și n-a avut performanțele dorite, totuși a fost tare. Aproape că luam toate trofeele primul sezon la penaltiuri, la mustață acolo s-a pierdut finala Champions League. Unde culmea bude scoată gol din penalti, dar Haaland, ne-ai dezamăgit Erling. Sper că v-a plăcut acest video, mai vin lucruri de genul, tot felul de lucruri pe care vi le-am pregătit, așa că rămâneți pe aproape. Dacă v-a plăcut acest video, hai cu like-ul acolo, cam atât de data asta. Pa, pa!